Doar luna trecută, la nivelul județului Suceava, au fost înregistrate peste 550 de nașteri și aproximativ 10% dintre acestea au avut loc în maternitățile din județele vecine. Potrivit statisticilor, o bună parte a viitoarelor mămiși din Vatra Dornei aleg Spitalul Județean de Urgență Bistrița, fiind mult mai aproape ca distanță decât unitatea spitalicească suceveană, iar mămicile din zona Rădăuț aleg să plece la Iași. Cu toate acestea, secția de maternitate a Spitalului Județean Suceava este supra-solicitată, făcând față cu greu numărului mare de cereri. O altă modă nouă pe care o au viitoarele mămici este aceea de a nu naște natural, ci prin intervenție chirurgicală, mai exact cezariană. Aici este mai degrabă un element care ține de confortul psihic al mamei, pentru că nașterea prin cezariană presupune anestezie și mama nu simte nimic, nu aude nimic, nu trece prin durerile travaliului. Este un element care, zic, spunem noi, le face pe multe mămici să prefere varianta aceasta. Noi încurajăm nașterea la termen pe cale naturală cu anestezie epidurală, lucru care se face la Spitalul Județean Suceava. Și de altfel, la noi, în spital, cel puțin în spitalul nostru, raportul s-a schimbat. Dacă la un moment dat erau marea majoritatea nașterilor erau prin cezariană, acum deja undeva raportul este în jurul jumătate, cam așa, cu tendință în scădere în ceea ce privește numărul de cezariene. Repet, faptul că mamele aveau durerea, suportau travaliu câte 3, 4, 5, 6 ore, le-a făcut pe multe dintre ele să opteze pentru varianta cezarienei. Care este diferența dintre un copil născut pe cale naturală și unul născut prin cezariană? Nu este nicio diferență. Din punct de vedere fiziologic, anatomic, nu există niciun fel de diferență. Singurul element care ține mai mult de, dacă vreți, o situație empirică, o cutumă, spune că la nașterea pe cale naturală, la trecerea prin pelvisul mamei se produce o maturare finală a sistemului nervos. Dar din punct de vedere științific nu există niciun fel de dovadă că ar fi o diferență între copilul născut prin cezariană și copilul născut pe cale naturală.